Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Haos fericit. Pariez că vă întrebați de ce mulțimea aceasta încearcă să mă prindă când ei ar trebui să-și împodobească casele, nu-i așa? E o poveste mai nebună. Bine, clasă. E ziua prietenului ascuns de vacanță. Fiecare dintre voi o să aleagă în secret un nume și la sfârșitul săptămânii o să vă arătați persoanele respective. Aoleo! Chiar trebuie să-i cumpăr lui ăsta un cadou? De fapt, cadoul vostru trebuie să fie ceva făcut de voi. Păi în cazul acesta știu eu pe cineva care o să primească un sandwich cu scatoalce. Te rog, fă-mă să o aleg pe Lori, te rog, fă-mă să o aleg pe Lori, te rog, fă-mă să o aleg. Nota, vă rog! Asta este, sunt rău! Ah, e, yeah, direct la țintă! Stai jos, Andy! Desigur! Deci ți-a picat Lori! Închipuiește-ți! Care sunt șansele pentru a... 20 la 1! Terminați cu rânjetele și ascultați! Vă vorbește directorul! Primarul nostru a hotărât să țină conferința prima sărbătoare a paradei religioase non-confesionale! Chiar a zis paradă? Și partea bună este că... Se poate și mai bine? Voi elevii ați fost aleși să construiți care alegorice decorative, ceea ce înseamnă că o să fac un concurs pentru cele mai bune 5 proiecte și cel mai frumos va fi ales pentru paradă! Oh, și încă ceva! Termenul limită e mâine la 9 dimineață! Așa că nu mai stați degeaba, începe să desenați! Dacă o să câștigăm concursul, Lori cu siguranță o să te placă. Știu, știu, trebuie să aleg. Ori farsa la paradă, ori mă duc după fată. Oricât mi-ar plăcea de turnerele, trebuie să fiu cinstit. Dacă o să câștige carul tău, Lori o să fie atât de impresionată încât o să seară în brațe. Andy, Andy, stai că vin! Ai dreptate, Danny. Avem nevoie de un car alegoric nemaipomenit și, din fericire, am o idee minunată. Asta e ideea ta minunată? Impresionant, nu-i așa? O să-l numesc Gnom Dulce Pitic. E atât de dulce că mă dor cariile. Credeam că o să facem ceva un pic mai sinistru, ca tortura cu zorzoane sau apocalipsa. Trebuie să gândești din afara cutiei, Danny. Cadrul acesta poate părea inocent, dar în interior se ascund mașinăriile care creează haosul. Mașinărie de zăpadă, furtun de stropit cu lichior, pistol cu bomboane, avem tot, înțelegi? Iar cea mai tare parte este că directorul de Rosa n-o să știe niciodată, pentru că n-o să vadă decât schița inițială. Nu-i rău, dar care e treaba cu tine și cu piticul ăla? Orașul iubește piticul acela și pentru moment, gnomul este tichetul nostru pentru paradă. Da, lovitură directe. Da, mă rog, bine țintit. Oricum, ne mai vedem. Hei, hei, nu poți să pleci așa pur și simplu, asta-i. Ce asta? Ce anume? Vrei să mă păcălești? Da, ce credeți voi? Că noi suntem așa niște tipi pe care nu-i duce capul? Da. Vă rog mult, dați-mi, vă rog, plicul înapoi. Nu avem decât respect pentru voi doi. Asta arată tare important. E desenul carului nostru, vă rog, nu-l distrugeți. Hei, asta o să ne folosească, mersi. Dar e al nostru. Acum mai este, doamnelor. Haide, vă rog, sunt ale noastre, nu puteți face asta. Hei, vacanță fericită, Andy. Iar cele 5 care alegorice alese pentru parada non-confesională a vacanței de Crăciun sunt spiritul sărbătorilor, al animatoarelor și echipei bine! De fotbal. Bine! V-
fost marțian al clubului Science Fiction. Cranii superioare unite. Clasa Osanie, al departamentului facultății. Așa. François Înghețat, al clubului de franceză. Bun, a noastră va fi victoria. Și în final, dar nu pe ultimul loc, Gnom Dulce Pitic de Lic și Lici. Da, la Phoenix. E scandalos, o maimuțăreală de justiție, hoție la drumul mare. Domnule, nu se poate, domnule Hancis, trebuie să faceți ceva. Eu o să încep să-mi construiesc carul, asta o să-mi fac. Nu-i putem lăsa pe Lic și Lici să scape. Trebuie să facem. O să facem ceva, Danny, o să facem și răzbunarea o să fie atât de dulce. Dar mai întâi trebuie să mâncăm. Nu o să-i las eu pe ăștia să-mi strice ziua chifteluțelor. Prânzul e și mai gustos când o ia în jos. Ce o să-i spui directorului? O să-i spun adevărul. Ce? Te simți bine? Știu că nu e stilul meu obișnuit, dar adevărul e de partea noastră. Intru. Domnule director, de rău să avem o problemă. Sigur că avem, Andy. Tocmai am auzit ce s-a întâmplat. Bun, deci îmi pot lua carul înapoi? Nu, pot să iei o pedeapsă. Lic și Lici, tocmai mi-au povestit ce le-ai făcut și cum ai încercat să le furi ideea. Cum? Ei au furat-o de la mine? Nu e adevărat, domnule director. Andy a sărit pe noi în curtea școlii și ne-a amenințat că ne rupe desenul dacă nu-l dăm. Bine că aveam două. Da, și noi știți, am muncit din greu la acel, știți, dumneavoastră desen de... Doar nu-i credeți, nu-i așa? Cred ceea ce văd, Andy. Și faptele spun că Lic și Lici au predat un desen și tu nu. În afară de asta, trecutul tău de poznaș mă face suspicios la povestea ta. Decizia a fost luată. Carul acesta aparține lui Lic și Lici. Acum plecați și nu mai râgâiți după chifteluțele alea de la cantină. Voi doi n-o să scăpați cu asta. Te dai rotundă? Și apropo, deja am scăpat cu bine. Hai, dispăreți de aici, puștilor. Da, mișcați-vă, rataților. A mers bine, a? Chifteluțele alea încă nu s-au liniștit? Așa. Suntem condamnați. Nu ne-am recăpătat carul și nu suntem în concurs. Cum a putut de Rosa să creadă povestea lor și nu pe-a... Mare păcat că n-o să fii în paradă, Andy. Dar nu te îngrijora. O să am grijă să iau pe Lori în carul meu. Asta-i viața. Uite ceva franțuzesc pentru tine, Javis. Asta, nemernic mic. Trebuie să luăm problema în propriile mâini. La ce te gândești? A venit vremea să trecem planul la faza următoare. Operațiunea înscenarea. Ce operațiune e asta? Aceea în care Lic și Lici sunt descalificați. Și primul pe lista paradei noastre de lovituri e Jervis Coltrane. Impresionantă. Da, mă rog. De ce își pierde Lori timpul cu nătângul ăla mic și jalnic? Cine știe, dar cel puțin el obține ceva. Ia fi atentă, micuța mea cadea, o să-ți placă asta. Deci, Lori, ce-ar fi dacă mi te-ai alătura subat? Ajutor, fă ceva! Mă duc să chem pe cineva de la clubul tău de franceză. Nu mă lăsa! Te rog! El și el, Lic și Lici. Destul de inteligent, nu? Să pornim! Aha, Lic și Lici. Oh!
Sper că le place lichiorul de ouă. Parcă s-a auzit un zgomot. Trage-mă! Da, totul pare să fie în regulă. Deci, vrea cineva lichior de ou? Sunt iritat, enervat, mânios și super, super supărat. Domnule, o mulțime mânioasă vrea să vă vadă. Avea o programare? Da. Bine, atunci să intre. Salutare! Ce mai faceți? Lic și Lici ne sabotează! Le-am găsit fierăstrăul în carul nostru făcut fărâmițe ca un biscuite. Sigur a fost mâna lor. Eu le-am găsit bormașina. Și eu am găsit niște cărți la bibliotecă. Au mai lăsat și asta. Acum avem două dovezi care îl învinovățesc. Și am analizat urmele de zăpadă de lângă casa mea și le-am trecut prin scanner. Ei au fost. Asta nu e bine, nu e bine deloc. De fapt, e rău. Asta cere o pedepsire rapidă. Găsiți-mi pe Lic și Lici. Voi doi sunteți oficial scoși din competiție. Capete seci. Pentru ce? Pentru sabotaj. Am un munte de dovezi cu inițiale voastre pe ele. Ca să nu mai zic de asta. Mi se pare cunoscut? E, știți, un pantof. Nu este al meu dacă vreți să știți asta. Eu îi por pe ăștia. O să facem un mic test tip cenușăreasa. Voi doi, Lic și Lici, dați-vă pantoful drept jos. Eu nici vorbă. Nici vorbă. Am spus jos. Vedeți, v-am spus că v-ați înșelat? Da, greșiți cu toții, așa să știți. Ei, ce se întâmplă aici? Întâlnire în stil mare? Pariez că ciudatul ăsta a făcut toate chestiile astea. Asta-ți pare cunoscut? După el! El este! Pe el! Asta-i partea de început, vă amintiți? Acum vine lovitura mea de sfârșit. Aruncă cu cartea în ei. Dezintegrează-l! Zdrăbește-l! Andy Larkin, știm ce-ai pus la cale și n-o să-ți reușească. Nu de data asta, pentru că începând de astăzi ești exclus de la toate procesiunile de parade. Pentru totdeauna. Dar Lic și Lici au început. Nu vreau să aud, doar să nu te mai văd pe aici. Ceilalți, întoarceți-vă la lucru. Încă mai avem o paradă de organizat. Da! Da! Sigur avem o paradă! Ura! Deci, toți disprețuiesc ideile noastre pentru paradă. Pentru moment, da, dar încă mai cred că putem să facem cumva să îi scoatem pe Lic și Lici din paradă. Ei, e bine să ai un scop. Vai, în momentul acesta Jervis o să câștige competiția sau, și mai rău, Lic și Lici o să câștige cu carul nostru. Nemernici ăștia ne-au răpit toate planurile. Le-am făcut noi cadou. Asta e, Crăciunul e un timp al darurilor. Și o să dăruim orașului acestuia o paradă pe care nu o să o uite niciodată. Totul arată grozav de rosa.
pur și simplu grozav. Dar dacă ceva nu merge bine, pe tine o să te acuz. Nu uita să arunci un ochi și după Andy și acolitul lui. Nu vreau niciun fel de probleme azi. Nu te îngrijora, nu o să se întâmple nimic deosebit astăzi. Farsa e gata. Păcat că prognoza meteo vorbea de ploaie pe timpul paradei, nu? Oprește, deja îngheț. Cetățenii ai orașului, îmi face o deosebită plăcere să prezint pe marele mareșal onorific, pe fermecătoarea grațioasă și încă Miss East Geekle! Să înceapă parada! Aduceți carele! Uite! Și-a pus părul greșit! Mișteu, dispar! Hei, de ce ne-am oprit? Aceasta e o răpire de car. Stați locului și nimeni nu o să pățească nimic. Hei, ce se întâmplă acolo? Țineți toată parada pe loc. Stați așa, o secundă. Una e pusă. Imediat, probleme tehnice, e aproape gata. Bine, dar mulțimea devine nerăbdătoare. Ce se petrece acolo? Nu știu, dar când voi afla, cineva o să o încaseze de la mine. Ferește-te, Craig vine spre tine. Cum ne descurcăm? Încă una de pus, încep să conduc încet. O să mă mișc repede. Bun plan. Ei, cel puțin carele se mișcă. Merg foarte încet. Nu, așa e bine. În felul ăsta vedem toate detaliile din lucrătura de pe fiecare platformă. Stai așa, East Geckle, o să urmeze ceva mult, mult mai rău. Stai puțin, ceva nu miroase bine. Carul din frunte a ieșit de pe ruta paradei, ceva nu este bine. Hai, după mine. Carul ăsta e mai încet ca o țestoasă constipată. Totul merge la vale de aici. Voi doi! Voi erați în spatele chestiei astea! Nu, nu a fost noi! Ni s-a înșinat totul! Da, desigur! Orice ar fi însemnând asta, luați-le aici! Doamnelor și domnilor, în ciuda dificultăților tehnice, încă avem de declarat un învingător al paradei carelor. Deci tot ce crezi, să ne facem intrarea cu un banc? Se mai poate și în alt fel? Nu uitați, toată lumea, întotdeauna e mai bine să dai decât să primești! Sărbători fericite! Declar câștigător al paradei, carul alegoric mișcător cu gnom. Acesta este adevăratul și vechiul spirit al sărbătorilor. Noi carul gnomului a fost proiectat de talentata echipă a lui Peter Leek și Andrew Leech. Nu! Era proiectul meu! Are cumva o telecomandă în mână? Pariez că el e vinovat pentru toată povestea asta. Chiar ai provocat tu tot haosul ăsta? Într-un fel, da.
dar am început prin a crea ceva care să-ți placă ție. Apoi Lic și Lici l-au furat de la mine. Pe bune? Oh, Andy, asta-i drăguț! Sărbători fericite, drăguțule! Oh, apropo, ar trebui să iei la fugă. Înainte să fiu făcut bucăți, vreau să vă spun doar că acesta e deja cea mai tare vacanță pe care am avut-o vreodată. Farsa a ieșit și, mult mai important, Lori mi-a zis dragule, drăguțule, nemaipomenit, mă iubește. E vremea să înfrunt mulțimea înfuriată și posibil periculoasă. Sărbători fericite tuturor! Stați, pot să vă explic! Nu dați!